Chiar m-ar bucura. Degeaba ai venit. Crezi tu? Crezi tu că tu stai aici și eu stau acolo? Oricum nu vorbesc cu tine. Dar ce am făcut? Nimica. Păi? Hai că vă las două. Nu, mă, stai tu aici, stai și vorbește tu. Sergiu vrea să vorbească cu tine. Hai că ne baricadează pe amândoi. Părerea mea, să nu mai dai atenție dacă nu, la unii, da, și unele, care nu știu de glumă. Nu, o să... Neapărat vreau să dau atenție, că suntem aici, aici în casă și... Nu mai încerci să glumești dacă vezi că nu ține la glumă. Da. Nu, o să discut și cu ea și să... Da, nu mă interesează subiectul ăsta. Da. Sincer. Să iei geloasă? Nu, n-am pe cine. Gen, știi... Normal. Nivelul, puterea. Normal. Puterea seducției. Uh-huh. De femeie. Stai, mă, cu minte, nu mă enervezi. Zic. Te rog, e frumos. Tactica pe care o încerci care te afundă tactică? Mai grav. Stai, mă, nu mă enerva. Te afundă grav de tot. Ce să mă afunde, zi? Lasă-mă. Dar de la ce te-ai enervat? Mă, las, ce încerci să faci? Nu ștergi pozele. O să le șterg, fii sigur. Dai să le ștergi acum, de față cu mine. De fapt, nu o să le șterg, o să... Ăla de pe Instagram, îl las. Dar ștergi și relația, de ce nu ai șters-o? M-am grăbit de nervi și am dat. Dintr-o relație căsătoriți. Sau ce ai zis? Mm-hmm. Hai să ștergem acum. Să șterg când vreau eu, ce nu înțelegi? Du-te, pune-i paste la Andy, du-te, întreabă-l ce... Doamne, lasă, te super. Da, și te rog eu frumos. Să văd foarte clar. Ți-ai chemat la masă care a fost în casă? Altceva. Să văd foarte clar, nu-s curios. Ce s-a văzut? Nimica. Poți să stai, Sergiu, dacă vrei. Nu, vreau să-mi vorbiți voi, să clarificați. Eu am avut confirmare. Vine-o după aia, vine-o după aia și vorbim. Da, da, da. Mersi. De ce ți-ai luat bluza asta? Asta am avut-o. Și vrei să ne ignorăm toată viața. Bine, hai să ștergem acum pozele și să ștergem relația. Dar nu-mi zici tu mie ce să fac, când să fac și ce. Păi la comun, nu? Hai să ștergem amândoi. Te ștergele tu prima, le șterg eu după aia, nu mă interesează. Eu nu vreau să dovedez nimica. Că eu șterg primul, eu fac... Dar nu-i de șters primul. Nu mă interesează. Nu-i de șters primul. Faci ochi dulci și faci nebunii și... Ochi dulci. Da, și te rog, e frumos. Ai început cu crizele? Da. Vrei să vorbesc eu de ochii tăi dulci? Poți să vorbești ce vrei tu. Da? Da. Bine, vrei să încheiem orice socoteală? Am încheiat-o deja, ce nu se face? Nu, acum, să știu și eu. Bianca, am încheiat-o. Din clipa în care tu ai făcut azi dimineață gesturile pe care le-ai făcut pe televizor și asta pentru mine e gata. S-o dar ce am făcut? Orice urmă de speranță, orice, s-o încheiat. Da. Da, nu caut motiv, dacă era să fie, ziceam că s-o încheiat, zic în capul meu, în sufletul meu. Cu tătii că ai zis ce ai zis săptămâna trecută. O rămas și ai văzut foarte bine că o rămas. Că am luat-o că ai zis-o la nervi, la orgoliu, deși mă mințeam eu pe mine, da. Adunat cu ce ai făcut acum dimineața asta. Deci nu-i ok. Faptul că te-o, ai fost curioasă ieri de postarea ce-a făcut-o frate solul Sergio, astăzi cu Andy, e clar, nu știu unde vrei să o duci sau ce vrei să faci, dar gata. Să vină Ligi, Ligi să vină. Ai mai chemat să-ți să turui toată lista de jigniri? Nu, ce jigniri? Păi de asta te-am și chemat, pentru că am avut ocazia să te chem să vorbim aici, liniștiți, că acolo cred că nu putem să vorbim.
Și am vrut să zic că eu nu te-am jignit pe tine și nu... Știi că îmi pocești numele când faci chestia asta și... Da, știi că nu-mi place. Gen când pocești, știu că nu-ți place, dar gen când pocești numele cuiva, nu e o jignire. E vorba de o cateringă, dacă tu nu ai... E oarecum, pentru mine, exact, ca o jignire. Știi că noi am mai avut discuția asta. Nu știu dacă am mai avut. Am mai avut-o. În anumite cazuri tu râdeai când spuneam eu așa, dar... Niciodată. Dar nu mi-a plăcut jignirea ta de după. Deci puteai să zici și tu altceva, dar nu gen ce ai spus. Păi m-a deranjat, pentru că n-ai fost în casă, ți-ai cerut scuze împreună cu None pe chestia asta. Și acum mă e iară și n-am înțeles de unde vine jignirea, că eu dar nu e jignire. N-avem nimic de păi, tocmai. Trebuie să înțelegi că pentru mine e ca o jignire. E că te-am văzut pe ecran și am zis, păi, să ne cunoaștem dinainte. Ai văzut că nu mi-am permis cu nimeni. Uite, nu mi-am permis pentru că ne cunoaștem dinainte. Ok, și dacă eu știu că ție nu-ți place ceva, de ce aș face lucrul ăla? Așa e și în cazul meu. Păi bine, data trecută eu am rămas cu amintirea că nu-ți displăcea. Proastă amintire. E tiparul meu de femeie, nu-i slăbuță, e un pic plinuță, e brunetă, e așa... E idealul tău, ce să mai... Da, caracter, gândire, tot, e strălucită. Și aș alege-o de 1000 de ori. Sincer, ți-o zic, și dacă îi s-o alegi și tu, ai face alegerea cea mai bună. Ia asta și-a împlinit visul. Da, COVID. Și eu nu vreau să stau acolo, să stric sau să fac, vreau să stau pe strada mea, pe pătrățica mea, cum se spune, și să cunosc altă fată, dar uite, suntem într-o postură și nasolă, eu văd că îți place mult de ea și încă ai sentimente față de ea. Nu e vorba că îmi place, eu iubesc orice meu, și dacă m-a înșelat, tot o iubeam. Da. Dacă nu încerc, mă simt foarte rău și vreau să spun că poate o să iau și camera roșie. Liniștit. Să vorbesc cu ea, să îi spun ce am de spus și după aia se vede ce și cum. Tu ai de când să-ți retrage? Da, eu îmi retrag păcitul numele tău. Și eu îmi cer scuze. Uite așa, de asta te-am chemat. Ai înțeles? Ce râzi? Nu, nimic. Da. L-am simțit ca un atac și nu înțelegeam de unde vine. Și atunci am simțit nevoia să răspund pe măsură. Nu mai simți... Da, te-am înțeles acum. Mai simți așa ce vorbă și asta ca pe un atac? Că nu a fost un atac, a fost pur și simplu o glumă cu tine să te fac să... Pentru că v-am văzut pe toate, erați moleșite. Suntem foarte adormite, da. Păi de asta, tocmai că te-am văzut adormită și am zis, bă, să fac o glumă cu ea, pare măcar să o enervez, să nu mai fie nici adormită. Mulțumesc frumos, chiar mi-am revenit instant. Păi de asta, ai văzut că a mers? O să-l mai folosesc când o să fie adormită. Încearcă să nu, bine? Ok. Hai să fim prieteni și nu dușmani, vrei? Păi asta și vreau. Bun. Ai înțeles? Nu-mi place să mă cer, nu-mi place să stăm acum să ne jignim aiurea pe nimic. Nu, dar dacă că nu avem nimic amândoi de împărțit, nu avem, păi nu am format pe mine, deci un cuplu, să fii rău, nu avem nimic amândoi. Păi, cu atât mai prost ar fi fost dacă era să ai un cuplu, păi, și tocmai să o jignești pe femeia aia. Deci mi se păi pare chiar trist, de dreptul. Cum? Mi s-ar fi părut și mai trist să ai o relație cu cineva și să o jignești. Păi asta zic. Cel mai prost, de cel mai prost gust. Da, păi asta e bine că ne-am înțeles într-un final. Te pupichi și vorbim. Ai grijă. Și tu, pa. Dar ce ai făcut, Sergio? Mă vindec eu. Sergio! Cam atât am avut de spus. Sergio! Sergi! O să vă dau pedeapsă. Cine a fost Vivian acolo? Vivian! Mă găseam un favorit. Bă, băieții la pedeapsă, ia. Din discuția pe care ai avut-o mai devreme cu Sergio, Sergio a lăsat de înțeles că dacă tu... nu mai aveai sentimente față de Bianca, cumva el s-ar fi dat la ea. N-ai înțeles discuția. Pa, asta am înțeles eu cu Ramona. Da, s-a greșat și el. Pe acolo, dar n-ați înțeles chiar bine. Dar el chiar o place pe Bianca, nu? Da, da, o place. A, păi, da. Păi. A început să-mi placă. Dar n-o zis că dacă... Stând în casă aici, a început să-mi placă, adevărul ăsta e. Păi ok, și asta ai dat înțeles tu, că ai zis că... Da, dar nu că dacă nu mai am eu sentimente sau ceva, i-am și zis... Nu, el a zis că vede că tu încă ții la ea... Da, vede că... Nu, Sergio, Sergio a venit chiar ca și un chiar băiat cu caracter. A venit, mi-a zis acolo cum stă treaba, m-a întrebat, bă, te deranjează, nu te deranjează, i-am zis cum să nu mă deranjez, deci dai seama, da, pe de altă parte... Da, eu știu că tu vrei să fii finuț, așa, dar crede-mă că dacă tu îi spui lui Sergio, poți să o cunoști pe Bianca, el o să facă pași.
Oprică? Da. Dată fiind situația precedentă și toată situația între mine și Bianca, sincer, nu-mi place să o văd, nici să mă gândesc că e cu alt băiat, dar dacă ar fi, m-aș bucura că Sergio e băiat. Cum? Dar nu cred că ar accepta nici asta, să cunoască alt băiat. Ei, nu aud nimica. Nu auzi? Nu, se aude foarte încet și aici vorbesc colegii noștri. Am zis, dați mai tare, vă rog frumos. E aiurea situația. E aiurea situația, n-am mai fost pus niciodată în situația de față să vină cineva. Bine, să nu acum, dai seama, pe parcurs. Ce pe parcurs? Nu are cum acum să dispară sentimentele. O cunoască sau așa. Nu, ba da, o prică. Am zis că situația... Ba nu, pentru că ea mai ține la tine. Nu zici că s-o cucerească, s-o cunosc. Acum dar nu. Dar tu ai văzut că ea ieri zâmbea când Sergiu i-a spus că familia mea te place și bla bla. Am văzut, am văzut tătătăt oprică. Eu de asta zic. Ea a făcut totul ca să te enerveze pe tine, a și zis. Las, nu există. Eu am văzut de ieri, de aia am zis că în două zile și-o dat cu firma în cap că nu și-o dat în oblun. Ce ziceai, Sergiu, mai devreme? Ziceai ceva de mine și de Andy și n-am înțeles. Am zis că mi-au pierit speranțele cu tine, adică nu... Da, te-ai lămurit. Înconștient că nu pot să am nicio șansă cu tine. A, zis, că până acum... O vrut să vadă reacția lui Andy, când v-au văzut, mi-au zis, bă, sunt frumos și amândoi să plac. N-am de ce să mai stau sau să mă bag. N-are rost. Dar poate nu o să fie. Bianca a plecat acasă. Da, atenția spre Bianca. Livian, Bianca a plecat acasă. Dar și eu plec. Cum? Și eu plec. Da, ce? Vorbiți doar rău de aici, că nu înțeleg. Ca să văd părerea lui, ca să nu intru nesimțit. Ce vorbiți? Nu înțeleg. Și n-am mai fost pus în situația. Dacă am spus pe față, nu... Auzi? În caratină, unde auzi, Andreea? Suntem în junglă să ne dăm în cap sau... Livian! Ce? Am întrebat eu, Sergio, vrei eu mă duc acum... pe Bianca de aici? Ei, nu, Ramona, acasă? Dar ți-i pat așa... Acasă, care? La hotel, acasă. Da, ce... Acasă, la hotel, ce acasă? La hotel aici sau la tine, România, că nu înțeleg? La hotel. Aici, unde, că nu putem, nu sunt zboruri. Lasă, Livian, cât cu barca așa încetuț, o luăm. La Cluj. Cu ce mama ales în Ligia, viață? Doamna Ligia. Spune. Ce asipa la cu ce mine? Mama ales în viață? No, doar cu bani și dragoste, nu. Asta e adevărul, ce asta e adevărul, da. Că ce? Te-am mințit. Tu auzi, mă, nu? Pe lângă că tu cum să ai așa tu pe pe lângă că tu ai făcut de ieri astăzi. Ce? Mi-ai făcut acum atât chestia. Te de o vin aici. E prost. Cred că de prost, da, de prost. Și tu faci... Nu știu. N-am idee, că să alegi letale. Credem că ești neliniștită, ești... Nu știu ce am idee. Ce vin dacă nu vrei să te-o încheiat? Păi, prin ce vrei? Să stau să faci tu ochi dulger la altcineva și să am... Să te-o încheiat. Da, să te-o încheiat. Bine, îți răspund și eu răspund la întrebări. Hai acum. Hai să te întreb numai ceva. Hai să te întreb ceva. Hai că nu mai stau. Ai zis că s-o încheiat. Hai aici. Pune-te jos. Nu vorbesc foarte serios. Vorbesc cu tine, pune-te jos. Ce faci, bă, Sergi, mă? Ți-o place de altă fată acum? Bă, de când stau aici în casă, îmi place de Bianca. E o fată frumoasă, e deșteaptă, e liniștită. Ți-am zis că te potrivești cu ea. Nu știi că ți-am zis... Tu te-aduci aminte când am zis? Îți mai aduci aminte? Că da. Tu cu două fete te potrești, ai putea să faci vreodată cuplu în viața asta. Și ți-am zis atunci în față decât despre Ramona. Dar în schimb după aia, pentru că era Livian și n-am vrut să creadă că bagă, intri sau știu, da. Ți-am spus că Bianca... Da, cu Bianca despre Bianca, la Bianca mă referam, dacă mă întreb pe mine și sincer răspund. Bă... Dar ei, ai văzut ceva din partea ei așa, gen? Nu. Înțeles că pune fratele tău, da, nu știu ce poze, sau familia ta, că o vrea pe ea sau... Da, îi place toată familia, de la Mila Mari, pe o place pe ea, știi? Îi place foarte mult de ea. Auzi, un lucru bun. Eu chiar bine, știu o chestie asta. Bună pe o parte, știi, dar... Eu n-am văzut ceva wow de la ea ca să mă arunc, știi, să iau decizia asta. Dar încercarea, știi, vorba aia, moarte n-are. Păi frate e singură, de ce să nu încerci? Și acum că mi-a spus, mi-am cerut la părere și să, dacă mai stă bă, cu ea sau mai are ceva cu ea... Da, foarte frumos. Nu am vrut să fac pe spate, să scriu și să fac de la nas, i-am spus pe față. Așa e normal. Foarte frumos, din partea ta. Așa ar trebui să facem toți, nu să... Da, da. Timpul la spate și după să ne dăm frații. Da, mi-am spus pe față, respect foarte mult și de-aia.
m-a chiar ajutat, mi-a dat multe păreri și de asta nu... De atâta zic, cu mine nu procedezi ca și cu oricine. N-ai cum să procedezi. Te las să-ți faci mersul o zi, două, dar după aia să vezi când îți pun capacul. Nu mai înțelegi nimic ca și ți-am scos tot ce faci la iveală. Livian! Da. Ce s-a întâmplat cu Bianca? Mă întrebați să vedeți dacă știu și eu sau... Mă întrebați ca să știți și dumneavoastră. S-a jucat cu mintea ta cu ceva? A făcut ceva greșit? A zis ceva greșit? Nu, dacă s-a jucat, s-a jucat cu inima, nu cu mintea. Nici n-o iei, nici n-o lași. Ce e asta? Ne-am plictisit, sincer, Livian. Pe bune, Andreea, eu m-am plictisit de povestea asta. Dar de câte ori am zis? Ori cu ea, ori fără ea, ori la mijloc, ori la margini. Hotărăște-ți, frate, odată acum. Păi, e supărată că de ce n-am zis eu că merită puterea dragostei. Da, dacă vrei să-l zic real, nu merită. Dar de ce? Nu știu, nu consider că îl place atât de mult pe Filip. Tu, Berna, până să vină Filip, până să-l cunoști pe Filip, dintre băieții care sunt acum în casă, dacă sunt să facem un top, care e cel mai frumos? Acum să le întreb și pe fete. Andy. Livian și Cătălin. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.